cu o parte din băieții din echipă am lucrat pe la Steaua, la echipele la care am mai fost. Nu pot spune că îi cunosc, a trecut ceva vreme de când am lucrat cu ei. De restul nu pot spune că îi cunosc. Pe parcurs pot să dau mai multe detalii referitor la ceilalți jucători. Cât despre obiectiv, încă nu am discutat cu cei din conducere să mi se fixeze un obiectiv. Un lucru sigur știu, că echipa poate mai mult și vreau să scoatem rezultate cât mai multe, cât mai bune pe perioada cât voi fi la Caran Sebeș. Orice loc din primele șase ar fi abordabil, dar mai trebuie niște discuții. Lotul este complet numeric, dar mai puțin valoric. Debutez cu cei de la Constanța, se știe foarte bine, sunt campioni, echipă cu mari pretenții, echipă care în această pauză a făcut transferuri foarte, foarte, foarte bune. Este foarte greu, dar nimic nu este imposibil și mă bazez un pic și pe ceea ce s-a întâmplat sâmbătă la Constanța cu echipa de la Galați, echipă pe care băieții de la Caran Sebeș au câștigat. Poate să intervină o relaxare, o oboseală după Constanța sâmbătă, miercuri joacă în cupele europene și poate să intervină și o oboseală și o subestimare a adversarului și să încercăm să scoatem un rezultat bun.